Anul 2012 a fost unul intens și se anunță în continuare la fel, susține Monica Kende, președinta Tribunalului Sălaj. În primele 6 luni, volumul total de activitate a fost de 7.460 de dosare, cu 143 mai multe față de anul trecut, din care au fost soluționate 4.964. La nivelul județului Sălaj s-a înregistrat o încărcătură medie pe judecător de 899 de dosare, clasându-se pe locul 7 pe țară. Începând cu data de 1 septembrie 2012, justiția va experimenta un nou sistem procedural în fața instanțelor de judecată. Un sistem reformator și inovator, care, cel puțin la nivel teoretic, are un potențial extraordinar în sensul corectării unor deficiențe ce au funcționat până acum. De exemplu, o modificare. Primul termen de întâmpinare va fi de 60 de zile. Termenul de recurs va fi mai mare, de la 15 la 30 de zile. Comunicarea citaților se va face și electronic. Cum se vor implementa în practică, vom vedea la sfârșitul acestei veri. În prezent, sunt 14 judecători care lucrează în institut, dintre care 12 locuri sunt ocupate, 2 fiind vacante, plus 11 grefieri care intră în ședințe. Conform celor relatate de Monica Kende, președinta Tribunalului Sălaj, ar mai fi nevoie de 7 judecători și 19 grefieri, deoarece volumul de muncă este mare. Conform tradiției instituite în ultimii ani la Tribunalul Sălaj și în același timp, pentru a satisface dreptul cetățenilor de a primi informații cu privire la activitatea desfășurată în sistemul judiciar, în Tribunalul Sălaj, de a asigura transparența, acuratețea și credibilitatea sistemului judiciar. Anul 2012 a fost unul intens și deosebit de dens până acum și se anunță așa și în continuare. Asta datorită proceselor, activități intense de susținere a proceselor de reformă care au drept obiectiv apropierea justiției române de nivelul justiției din celelalte state europene. Provocările momentului sunt majore, respectiv intrarea în vigoare a noilor coduri, unul dintre ei, codul civil, a intrat în vigoare în toamna anului trecut, rezultatele acestuia au un impact mai mare, și rezultatele lui sunt vizibile de la începutul anului acestuia. Modificările și proiectele de modificări ale legilor justiției iarăși vor fi provocări ale momentului la care trebuie să facem față. Va fi, datorită noilor coduri, o aglomerare fără precedent a instanțelor, activității acestora, vor fi reorganizări de instanțe, probabil desființări a unora cu activitate mai redusă. Toate acestea necesită bugete și resurse umane care în prezent sunt insuficiente. Pe lângă acestea mai vin atacurile publice pe care le resimțim câteodată ca și o umilire nedreaptă. În ceea ce privește primele 6 luni ale activității instanței, l-am pus și în mapă ca să aveți datele certe. Volumul total de activitate este de 7.460 de dosare înregistrate până în data de 30 iunie 2012, cu 143 de dosare mai mult decât anul trecut în această perioadă. Încărcătura pe judecător este una mare, de 899 de dosare. La secția civilă suntem peste limita mediei pe țară, așa am și terminat activitatea și anul trecut, cu o încărcătură pe judecător peste nivelul mediu pe țară, chiar situându-ne pe locul 7 în ceea ce privește încărcătura pe judecător dintre tribunalele de la nivelul întregii țări. Ceea ce aș vrea să prezint succint este modificarea ce se impune în activitatea de judecată datorită impactului pe care îl va avea noul cod de procedură civilă care devine aplicabil de la 1 septembrie 2012. Aplicare care, pe lângă procesele înregistrate până la acea dată și care merg conform procedurii vechi de procedură civilă, acestea merg sub incidența procedurii noi, deci vor avea cauze pe rol în care lucrăm unele pe vechiul cod de procedură civilă, iar celelalte care intră sub incidența noului cod de procedură civilă.
Primul termen de judecată va fi de maxim 60 de zile, conform noului cod, de la data la care trebuie depusă întâmpinarea. Întâmpinare care are prevăzut un termen de depunere de 25 de zile. Tribunalul va deveni instanță de drept comun, asta înseamnă aglomerarea activității acesteia. Pragul valoric dintre competența tribunalului și a judecătoriei va fi suma de 200.000 lei. Aceasta este încă o noutate. Costuri mari vor fi datorită faptului că citarea și comunicarea actelor de procedură se va face în plic închis, care necesită alte cheltuieli, muncă mai multă în ceea ce privește emiterea actelor de procedură. Se va putea face comunicarea citațiilor și prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului integral și confirmarea primirii acestuia. Acesta este cel mai important lucru și dacă merg pe mijloacele de comunicare electronică, confirmarea primirii va fi importantă. Citația se va comunica personal, iar în caz de refuz de primire se depune în cutia poștală. În lipsa acestuia se va proceda la afișarea înștiințării doar. În fața primei instanțe, cercetarea procesului se va face în cameră de consiliu, ceea ce implică crearea de spații, pe lângă singura sală de ședință pe care o avem, spații care să permită audierea marturilor, administrarea probelor în camere de consiliu, acces având în sala de ședință în timpul desfășurării proceselor doar părțile, reprezentanții acestora, avocații, părților, experți, traducători, interpreți sau alte persoane cărora instanța pentru motive temeinice le permite să participe și să asiste la proces. Lista proceselor, ca și până acum, va fi afișată și inclusiv pe portalul instanței. Ședințele de judecată se vor înregistra audio și pe urmă se vor transcrie toate înregistrările, ca și la ședința de procese penale. Acolo e deja avem mai mult de un an de zile înregistrări audio. Și la procesele civile va fi aceeași procedură de înregistrare. Majoritatea hotărârilor vor fi atacabile doar cu apel și în cele mai multe situații aceasta va fi singura cale de atac, recursul devenind astfel o cale extraordinară de atac, și de regulă va fi soluționat de către Înalta Curte de Casație și Justiție și poate fi formulat doar prin avocat. Termenul de apel și de recurs se majorează, conform noului cod de procedură, de la 15 zile la 30 de zile. Cam acestea sunt în mare modificările care vor viza activitatea instanței și care, pentru a fi puse în aplicare și pentru a avea eficiență, necesită crearea de, cum v-am zis, camere de consiliu, necesită o restabilire a infrastructurii, să zicem, modificări ale acesteia pentru a crea aceste camere de consiliu, necesită personal atât în ceea ce privește magistrații, personalul magistraților, corpul de magistrat, cât și în ceea ce privește personalul auxiliar, care este insuficient și în prezent, dar minteri cu creșterea acestui volum de activitate și cu complicarea puțin din punctul nostru de vedere acestora, nu în ceea ce privește termenele, care se prognozează a fi reduse, adică termenul de la care se introduce cererea de chemare judecată și până la finalizarea proceselor, acesta este scopul noului cod de procedură civilă, de a fi reduse. Va fi o aglomerare a instanței și în situația în care personalul actual nu știu cum vom putea face față. Ca să fie mult mai greu. Da, este. Reorganizarea în sediu, mă gândeam, adică crearea de alte birouri, posibilitatea de a muta judecătoria Zalău într-un alt sediu pentru a ne putea folosi de birourile ocupate în prezent de aceasta. Se încearcă găsirea unui alt spațiu, o să vedem cu ce succes. Și vorbeați și de eventuale prezențări de instanțe. Instanțe mici, unde în ultimii ani volumul de activitate a scăzut, ar fi posibil să fie
desfințate, iar personalul de acolo să fie redistribuit la celelalte instanțe cu activitate mai încărcată. Nu se pune problema, încă se va face o evaluare și un studiu de impact care va releva această situație, dacă se impune sau nu. La nivelul Tribunalului Sălaj, în prezent, în schemă, sunt 14 judecători, doar 12 din aceste locuri sunt ocupate. Ar mai fi necesar încă, pe lângă schema de 14, încă de 7 judecători. În ceea ce privește personalul auxiliar, din 11 grefieri de ședință câți avem, ar mai fi nevoie de 19 grefieri. Asta în condițiile în care, să spunem, ar fi o optimizare, adică 2 grefieri la un judecător. Am încercat să identific posibilități, unitatea militară, m-am gândit că reducându-se personalul ar avea niște spații, dar personalul administrativ a rămas și sunt doar niște magazii care sunt proprii, necesită investiții mari, depinde foarte mult de guvern ce bani vrea să aloce pentru aceasta și cât de tare se vrea a se face eficiente aceste modificări legislative și în practică. Deci depinde foarte mult de fondurile alocate. De ce are suprafețe Păi în condițiile în care ar veni încă 7 judecători, asta înseamnă, hai să spunem, 2 judecători pe un birou, ar veni încă 5 birouri pentru judecători, 19 grefieri, tot hai să zicem 2 sau 3, 6, 7 birouri și acolo, nu avem spații de arhivă. Arhiva este plină. Noul cod de procedură civilă implică o arhivare pe complete, adică fiecare grefier și fiecare complet de judecată să aibă raftul lui de arhivă și nu la comun, pentru a fi studiate mai ușor dosare, pentru a fi mai accesibile, a fi mai bine organizate. Spațiile de arhivă ni sunt ocupate, am încercat garajele să le transformăm, de acestea necesită iarăși investiții și sunt prea mici ca să poată fi transformate de spații de arhivă.